Victoria angajaților Spitalului Județean din Cluj. Tehnicienii radiologi și moașele vor primi salarii majorate la fel ca și asistenții medicali. Decizia conducerii spitalului vine după două luni de proteste ale celor 55 de specialiști ai unității medicale și după ce aceștia au amenințat că își vor da demisia în bloc. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care i-a susținut pe protestatari în toată această perioadă, a postat pe Facebook decizia conducerii spitalului privind creșterea salariilor pentru personalul care ocupă funcții de tehnician, moașă și soră medicală. Șușca a cedat cel mai competent și răuvoitor manager din istoria Clujului Medical a luat decizia în urma uriașei presiuni venite din partea angajaților batjocoriți de acesta să respecte legea. A fost nevoie de patru proteste, consum de energie inutil pentru a înfrânge cerbicii acestui individ. Angajații Spitalului Județean Cluj, pe care i-am sprijinit în această bătălie dură, trebuie să învețe ceva din această victorie. Uniți sunt o forță, a scris deputatul pe Facebook. Începând cu luna martie, aceste categorii de personal din cadrul celui mai mare spital din Cluj nu au beneficiat de majorarea salarială făcută în sistemul sanitar pentru că nu au fost asimilați funcție de asistent medical.